întotdeauna au un interes față de comunism și față de represiunea din comunism. Însă, așa s-a întâmplat. Probabil Dumnezeu a făcut. Ce pot să spun este că, din momentul în care am intrat în contact cu victimele, motivația a devenit clară. Ea, la început, nu exista pentru că nu am avut contactul cu victimele. Însă, din momentul în care am cunoscut acești oameni, și s-a vorbit în seara asta despre ei și despre felul în care au trecut prin această experiență și au depășit-o, nu ai cum în prezența lor să nu simți ceva. Și dacă simți ceva, e cazul să înțelegi în consecință. Așa se explică interesul meu continuu, să spunem, pentru